slăvit și onorat să fie Domnul. Amin. Scriptura spune Evanghelia după Marcul la capitolul 2, versetul 1, căci Isus, după câteva zile, s-a întors în Capernaum. S-a auzit îndată că este în casă și s-a adunat așa o mare mulțime că și nu mai putea să încapă locul unde erau. Am o întrebare pentru dumneavoastră, foarte simplă, dar la subiect și din pasajul acesta. De câte ori te-ai întors în același loc și să fii primit cu aceeași dragoste și de ce nu cu mai multă dragoste și pasiune și entuziasm? Isus s-a întors în Capernaum și s-a adunat în așa de mulți ca să-l audă, să-l vadă, să se de vorbă cu el sau să mai vadă câteva minuni și semne pe care regele le făcea. Gândul meu pentru dumneavoastră este următorul. În orice circunstanțe ale vieții să ne comportăm de așa manieră încât în cazul în care te întâlnești a doua oară cu același om sau mergi în aceeași locație, lasă loc de bună ziua. Amin. Eu spun amin din toată inima. Amin. Unii se întâlnesc odată și spun, nu mă mai întreb, nevă rever cu ăsta, niciodată, pentru că ăsta nu e om de caracter, nu-mi place de el, nu-l suport. Bine ar fi așa să ne comportăm încât... Unde te duci cei de acolo să-și dorească să mai vină omul ăsta? Ar fi foarte bine. Îmi spune câteodată cineva: Uite, a venit la mine un prieten, și toată casa ne s-a umplut de panică, de groază, de îngrijorare, de tulburare în urma acestei vizite. Și sunt ce cu situația asta. Spun: ceva nu e în regulă. Câteodată spune, oriunde mergeți, domnul a spus, ucenicilor, în casa în care intrați voi, pacea voastră să rămână peste casa aceea. Să fim niște purtători ai păcii și a veștilor bune. Nu unde ne-am dus să îi îngrozim și pe aia, poate mai bătrânei sau mai necunoscători a Sfântului Cuvânt, poate n-au atâta experiență, i-am panicat, i-am îngrozit, i-am făcut praf și cu asta n-am rezolvat nimic. Aibă Domnul milă de noi. Iisus se întoarce în Capernaum, Capernaum. Matei, capitolul 11, versetul 23, Scriptura spune că ce regele a mostrat cetatea asta și tu, Capernaume, vei fi înălțat până la cer, vei fi coborât până în locuința morților, că dacă ar fi fost făcut în Sodoma, minunile care au fost făcute în tine ar fi rămas în picioare până ziua de astăzi. Capernaume, nu te laud! Foarte multe minuni a făcut regele Capernaum și oamenii nu voiau să se pocăiască. Sunt unii fără supărare, fără să nominalizăm pe nimeni, care și la ora actuală, pun mai mare preț pe semne și minuni decât pe pocăință și cuvânt. Este împotriva parametrilor Sfintelor Scripturi. Întotdeauna accentul se pune pe pocăință, pe o întoarcere autentică la Domnul, pe o trăire a unei vieți sfinte și curate. Asta apreciază Domnul. Ca pe naume, ca pe naume, pe rămâne tu în picioare. Pe păi câte minuni s-a făcut în tine și în Sodoma și în Gomora, cine predica? Un singur om am avut acolo, un om despre care îi spune Scriptura că era neprănit, spune Apostolul Petru, cu ghilimele de rigoare, că avea și el un anumit standard de neprănire. Nu pot să spun că era un neprănit extraordinar. A avut și el greșelile lui. Dar în Sodoma nu predica nimeni. Erau trei familii de căsătoriți, nu? Sodoma și Gomorra, cetatea Admin și Țeboimului, trei. Lot și cu nevastă sa, care nu știu ce nume avea doamna Lot, așa două fete măritate, care nu le știu nici astea numele, și Imaginați-vă ce era acolo. Cine să predice în Sodoma și Gomorra? Nu că nu le-ar fi acordat Domnul și lor atenția și dragostea lor. Vreau să predic patru minute seara asta și să ne bucurăm împreună cu prea frate, fratele Elie Sămânea. În Ascultați-mă! Întotdeauna există și piedici de a ajunge la Isus. Că bine a spus fratele Lucian, unde este Isus în casa aceea, sunt multe binecuvântări. Dar satan imediat improvizează să facă tot posibil să nu ajunge acolo. Scriptura spune, s-au adunat în data așa de mulți, că nu mai încăpeau locul, tot era plin acolo. Și au venit patru prieteni al unui slăbănou și au spus, domnule, mergem cu prietenul ăsta nostru să-l ducem la Isus. Apropo, dacă puteți într-o jumătate de secundă să vă amintiți care vă sunt prieteni adevărați, poate este cineva în sală care, o femeie mai în vârstă, ce domnule, am niște prieteni de amele mai văduve, mai pensionare, ăsta e grupul meu de așa. Alții mai tine, domnule, avem grupul nostru, avem grupul nostru de studenți. Vreau să vă spun, prietenul adevărat întotdeauna te conduce la Isus. Acela e prietenul adevărat. Nu care zice, nu vii seara asta la o bere, nu să mai ieșim, uite, să vezi, să vezi, să auzi, să... Ăștia nu sunt prieteni adevărat. Ăștia vor moartea din punct de vedere spiritual. Un prieten adevărat, spune cartea, proverbe prin Solomon, iubește oricând și nenorocire ajunge un frate ăla ai prietenul adevărat în momentul când ai nevoie de el, spune omule, te ajut. Te ajut cu ce pot? Dă-mă o forfecă de tăiat sărmă, îți dă o forfecă de tăiat, de tăiat Da, asta e. Te ajut cu ce pot. Scriptura spune, atenție, cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar există un prieten care niciodată nu te abandonează și te înțelege întotdeauna cele mai mari lovituri le vei primi de la un prieten care nu este adevărat. Pentru că până la urmă ajunge să-ți cunoască familia, să-ți cunoască casa, să-ți cunoască obiceiul, portul și așa mai departe. Și până când se întoarce la împotriva ta, lasă că știu, domnule, a fost de la Ați văzut. Există câteva piedici din pasajul ăsta care satana le aduce în fața celor care vor să vină la Isus. Prima piedică pe care satana a scos a fost mulțimea. Nu că e rău să vii la Isus. Foarte bine că au venit mulți. Dar pe când să vină cei patru cu, mulți, cu slăbănul ăla, n-au mai putut din cauza mulțimii. Întotdeauna când vrei să te botezi și să te întorci la Domnul în modul cel mai serios, apare mulțimea care spune, ei, băi, ce cu tine acum la bătrânețe? Bă, tu ești o somitate a lumii actuale. Tu acum vrei tu să te strigi de cap și să mergi la ereticea. A zis, cum vine satana prin mulțime. Și spune, vezi, de teaba, de ce nu te-ai întors tu la Dumnezeu că te erai tânăr? Când ai fost tânăr, ți-a prins toate luminițele lumii astea. Spus, Bă, omule, trăiește viața, dar ce străbăție pocăință? Cum ai ajuns așa mai în vârstă, peste 50 de ani? Da, s-a terminat cu tot. Mulțimea, frate, dă dovadă de putere și trece bariera asta. Nu contează ce spun, poate se ridică împotriva ta cei din casa ta. Cei din casa ta. Acum câteva minute am stat de vorbă cu o tânără aici la birou care mi-a spus vreau să mă botez, dar vreau să mă botez. Nu vreau să spun părinților mei, vreau să mai rămână mai confident pentru că ei nu sunt de acord cu asta. Am încurajat-o. Sau ea m-a încurajat pe mine. Mi-a spus, indiferent ce se întâmplă, eu nu renunț la ideea asta. M-am întâlnit cu Domnul. Am trăit experiența nașterii din nou. Regele e în inima mea. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Poate se ridică din casa ta, din familia ta. Vă spun un verset, nu trebuie să-l luați în nume de rău. A spus Domnul și aud cuvintele lui. Dacă cineva iubește mai mult pe mamă, tată, casă, frate, soră decât pe mine, a spus regele, omul ăla nu este... Dacă noi vă predicăm oameni buni, iubiți mai întâi pe Dumnezeu și apoi familia. Cum sună? Din punct de vedere biblic, foarte corect. Dar vin unii și spun, ce ne învață ăștia, domnule, că nu, domnule, iubește pe Dumnezeu și pe soția ta. Dacă ar fi să te pronunți pe cine iubești mai mult, pe Dumnezeu sau pe soțul tău sau pe soția ta? Face ce, mă, ce predică, Păi, dar nu predică. Dar iubește-L pe Dumnezeu și iubește-L pe urmă pe soția ta. Că iubindu-L pe Dumnezeu, Dumnezeu îți mărește iubirea pentru aproapele tău. A doua mare piedică, bănuții. Unii spun, Doamne, dacă nu mă pocăiam, ce bani făceam, în ce învârteam eu, ce afaceri făceam eu, Doamne. Păi eu sunt născut pentru asta, lasă-mă unde vei într-o -un vârf de munte să vezi cobor cu un Mercedes în jos. Nu, poate cu un chip. Lasă-mă, omule, că eu știu să fac bani. Ascultă-mă, omule, bun. Poți să știi să faci bani, poți să știi să faci ce vrei. Banii ăștia, clar a spus un frate, sunt ochii lui satana, vă spun, iubirea de bani, este rădăcina tuturor relelor. Bani în sine nu sunt răi. Pentru că fără bani, noi câteodată nu vreau în biserica Domnului de a nu avem probleme. Dar am fost în alte locații unde Domnul se predică împotriva celor care au firme. Nu, Domnule, că ăștia zlacă, că ăștia vorba. Nu, mă, frate. O să nu facem greșeala asta. Să ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul pe ăștia care au firme. Pentru că numai lăcomia de bani e rădăcina tuturor relelor. Dar dacă tu ești binecuvântat de Domnul și poți să faci bani, păi cu binecuvântările tale tu binecuvântează și pe alții. Nu? Există un verset în Proverbe 10 cu 16, unde Scriptura spune că și cel neprihănit își întrebuințează bănuții pentru viață, iar cel rău întrebuințează venitul pentru păcat. Nu, acum cine e neprihănit și cine e la rău? Păi dacă eu te întreb, tu ce faci cu banii tăi? Și tu spui jocuri de noroc, poker, așa mai departe, băuturi, țigări, droguri. Eu spun clar, ești un om rău. Tu te super pe mine, te enervezi, Dar nu-i corect. Cel rău pentru păcat, cel neplănit pentru viață. A apărut problema banilor, o barieră. Domnule, nu ajungem. Cum facem? Păi ăștia patru in au spus, domnule, spargem acoperișul, dar acoperișul la costă. Dar nu e problema, au spus ăștia patru, cât costă. Domnule, noi sponsorizăm și plătim. Proprietarul unde e aici? Domnule, ești de acord să spargem acoperișul la casă? Sincer, așa câți dintre dumneavoastră ați fi de acord să vină cineva să spună, domnule, spargă acoperișul la casă și ți l repară înapoi. Lasă să lăsăm un slăbănocul aici. Nu vreau să răspund în dreptul dumneavoastră. Puține ar fi la factura asta spirituală care să spună, domnule, spargem Probabil unii care au o căsuță așa mai năcășită. Dar dacă ai tu o viruță frumoasă și vine să spargă acoperișul. Bănuții, frate, ori proprietarul ăsta a spus, spargeți, domnule, acoperișul. Mi-l plătiți? mi Și ăștia patru au spus, bănuți și de la unul și de la altul, îl rezolvăm problema, spargem acolo. Vai de... Puteți să vă ima? ce bariere, mulțimea, familia, la cine nu te vine și spune, ce e cu tine, mă, Bănuți, Bănuții, Păi omule, bă. Vreau să vă spun că-și profetul Hagai, la capitolul 2 cu versetul 8, până la urmă spune, al meu este aurul al meu este argintul, zice domnul oștirilor, și îl dau la cine vreau eu. Dacă la unul merge mai bine, nu fi invidios pe el. Nu-i fi invidios. Mi-a spus cineva zilele astea, dacă numai nu îi place de tine cum te uiți la el, s-a supărat pe tine. Chiar așa sensibil am Să se supere numai că nu-i place cum te uiți la el? Domnul să aibă milă de noi. Dragii mei, mulțimea barieră, banii barieră și până la urma urmelor, sunt unii care gândesc despre tine cum vor ei. Scriptura spune că regele era în conformitate din toate punctele de vedere. S-a adresat slăbănogul acelui și la ăștia nu le-a convenit. Cine ăsta? Hulește. Hulește. Da. Dacă spui ceva care nu e în conformitate cu gândirea lor, dar e în conformitate cu parametrii scriturii, nu ești acceptat. Dumnezeu să ne binecuvinte.